Becali se gândește să-l aducă la Steaua pe Moraes. Se pare că finanțatorul roșalbașilor a ajuns la un acord cu Jean Pădureanu pentru transferul lui Junior Moraes. Steaua este gata să-i ofere lui Pădureanu 700.000 de euro pentru acest transfer. Pe de altă parte, Becali îl vrea și pe Wesley Lopez, însă acesta ar putea să ajungă din vară. Becali oferă 250.000 de euro la semnătură brazilianului, cu un salariu de 120.000 de euro. Contractul ar urma să se întindă pe un an, cu drept de prelungire din partea roșalbaștrilor.